Mai scurt vorbind, îmi place mai laud. Era miercuri, dar aici ieșeam eu. M-am pornit să dau mâncare la păsări, dar am observat copacul de cireșă. Era deja aproape copt. Și după cum mie îmi plăcea smalaut, n-am putut să nu fac o poză și să o pun la story. Acum eram mai împlinit. Las să vadă lumea și am eu în ogradă. Alții cumpără, dar eu mănânc gratis. M-am dus în ogradă, am vrut să mă duc să văd pisicuțele, așa și-a făcut. Am intrat în hambar, el era în cutie. L-am luat pe unul în mână. Era așa de drăguț când îi vine să-l mănânc. Când colo, aud poarta. Cine a mai venit? M-am dus să văd, am deschis ușa, era Cristi. Și o zis că o văzut ce am postat la story și o venit să mănânci cireșe. Cireșe erau multe, nu mirajele. Am venit la copac și îi spuneam: ia uciți de multe, știți de mașcate, știți de bune, unde mi-ai mâncat așa ceva? Oi, nicăieri. Brat, mai ții minte mopedul și ăla? Da, cum să nu? Ia hai până la el. Ne-am dus la el și i-am zis: ia uite așa parastăși ruginește, tocmai te dor ochii și sufletul. Tu așa ceva nu prea ai să vezi. Cândva mergeam pe el și tot cereau poză. Era tare întrebat. Dar și nu încerci să faci ceva cu el, poate să-l repari? Ei, asta da-mi altă istorie. Am vrut să-mi arăt și altceva. L-am chemat pe mine, am intrat în hambar, deodată am văzut chiorcherul. L-am luat și i-am spus: oi, bratul, chiorcherul ăsta știi de unde? De unde? Din Germania, îi nemțesc, de calitate, oi. Cu el, cu ușurință, speli orice tip de transport. Se descurcă cu orice murdărie. Are multe naseci, soluții, n-ai treabă cu el. Tu nici nu poți zisezi la așa ceva. Îi mai spuneam și multe reale și nereale. El parcă mă credea, eu mă simțeam pizdos. Eu l-am chemat mai departe, el parcă damă nu prea vroia. I-am arătat și psicii, i-am zis că acum nu de mult o fatat. El dădea din cap, se prefăcea că interesant. Eu asta am văzut și l-am chemat mai departe. I-am arătat niște televizoare, ba chiar și-am scos unul. Să-l vadă mai aproape. Îi spuneam că acesta e de când bunel era în formă. El s-a mirat, îi ziceam că prinde stabil 7 canale. Dar dacă îmi scos antena, prinde 45. Ești consolă să joci jocuri, merge și la baterii, mulți sunt gata să dăi bani grei pe el. Dar eu nu mă grăbesc să-l dau. Cristi era curios, de ce bani merge vorba? Eu i-am spus că așa bani el nu a văzut în viața lui. Ne-am dus mai departe și îi spuneam că și ei voi rata amu, valorează cât viața lui. E foarte scump. Despre ce merge vorba? Stai că-ți arăt. Ta-da! Ia uite cum arată. Și de negru. Da, în el și. Stai alea care dare. Uite cum miroasă. Simți nirosul ăsta de bogăție. Da, ceva parcă este. Gata, ți ajunge. L-am deschis în șetișor, Cristi urmărea, eu continuam să-l deschid, nu mă grăbeam nicăieri. Și când l-am deschis, lui nu-i vinea a crede. Și s-o râs, o zis că avea alte așteptări. Și asta tu zici că valorează cât viața mea? Păi nu. Îi povesteam că la tehnica asta dansau bunicii mei la prima dragoste. El se mira din ce în ce mai tare. Oi, mai uite-te-o așa, mă duc să mai duc ceva. Da, băi, du-te, eu chiar vreau să mă mai uit așa mai de aproape.